Vreau să spun este că, deși credeam că știu destul de multe, am constatat ieri și azi că mai sunt multe, multe, multe altele de aflat. Dar ceea ce m-a bucurat cel mai mult din acest curs este că am aflat foarte multe lucruri la nivel subtil. Cum au fost nuanțele, spre exemplu, de la non-atașamente sau de la disciplină sau de la voință și minte. Nuanțe foarte subtile pe care nu le știam, poate că le simțeam, dar nu le-am perceput, nu le-am conștientizat. Au fost foarte multe lucruri care m-au atins. Și transmutarea energiei mi s-a părut foarte interesantă, pe care am făcut-o și cu Cristi, dar ai vorbit și tu despre transmutarea energiei. Eu am rămas extrem de plăcut surprinsă și sunt hotărâtă să mai parcurg din module. Îmi pare rău că l-am pierdut pe primul, n-am văzut când Da, a fost, bine, pentru că se lega. Da, toate Era se vorba leagă. de vitalitate, mi se pare, parcă, Da. sau da, care Da. mă interesa în mod direct, pentru că eu mă confrunt cu o stare de oboseală destul de accentuată de mai mulți ani și nu reușesc să-i dau de capăt în niciun fel. Nu cred că e de la nivel fizic, neapărat. Nu, sigur nu-i de la nivel fizic. A, sigur, asta știu. Da. Da. Deci pentru mine a fost extraordinar. Cred că extraordinar totuși e puțin spus. Și îți mulțumesc foarte mult pentru acest aport de informații extrem de importante și de utile. Mulțumim mult. E foarte important ce ai spus și mă bucur că ai observat anumite lucruri, pentru că chiar și cu cei care discutăm de mai mult timp și mă bucur că sunt mulți care s-au ținut și tot am ținut legătura, s-a creat așa ca o mică familie, dacă Da. putem, e așa, care o tot extindem, sperăm. Dar asta vreau să zic că ideea mea nu este să mergem în foarte multe direcții, deci putem intra în atâtea tehnici, învățături, spiritualitate, un domeniu atât de vast. Intenția mea e de a ține lucrurile simple, pe un fir roșu, dar concepte care de multe ori le repetăm în diverse întâlniri, dar în care de fiecare dată să mergem mai în profunzime. Cum Da, ai zis apar și tu, cred nuanțe. că sunt Da. nuanțe, adică lucrurile sunt puține și simple pe care trebuie să le înțelegem, dar au nuanțe atât de profunde în care de fiecare dată mai mergem cu un nivel mai jos, mai jos, mai Exact, jos și da. facem un declic, o conștientizare importantă. Eu am mai lucrat în ședințe individuale cu o persoană care avea exprimare foarte plastică, cu care am rezonat și pe care am mai auzit-o ulterior, că noi suntem ca niște foi de ceapă. Mai dăm Da. una jos, ajungem la următoare. Și fiecare dintre aceste emoții pe care le avem și care ne perturbă sunt pe fiecare din foile de ceapă, pe fiecare corp energetic al nostru. Deci chiar dacă lucrezi la un moment dat și zici că te-ai eliberat, te-ai eliberat partea grosieră. Apoi Exact. urmează un nou plan, mai subtil și mai subtil și mai subtil. Exact. Da. Mi-a plăcut foarte mult, eu sunt super încântată. Și Și mulțumesc noi și tuturor îți mulțumim celorlalți. pentru contribuția ta, a fost foarte Mă bună bucur pentru. dacă am putut să fiu de folos. Mulțumesc și celorlalți pentru suportul energetic. S-a simțit. Da. Energia a fost grozavă. Și eu, de-abia aștept să mulțumesc grupului, Da. să Îi spun. mai las și pe alții. O Bine, zi da, bună. mulțumim. Cine urmează? Aș mai încerca și eu să-mi vine la. Da. Dacă este altcineva, pot să amân. Hai, E zi. ok. Dacă se grăbește, eu nu mă grăbesc, eu am timp. Zi acum, da. Da. Și eu vreau să spun că mi-a plăcut foarte mult. Au fost informații interesante, asta partea de mindset. Le știam cumva, dar erau foarte haotic în capul meu, acum s-au așezat. Și
Acum mă bucur că am și armele, ca să zic așa, cu care să pun lucrurile în ordine și să mai lucrez un pic. Ce cred eu că mai am de făcut e să lucrez la disciplină. Am multe instrumente, să zic așa, dar le ți-ai creionat exercițiile pe hârtie? Da, mi le-am pus aici și e foarte bine că am mai aflat și de pe ceilalți lucruri și da, acum sper să meargă mai bine și și autosugestia, e important să impregnăm în subconștient. Da, asta chiar îmi place și este una dintre practici pe care o fac și care zic eu că-mi iese, numai că sunt multe de lucrat, adică am lucrat cu un pitic, trebuie să trec și la următorii. Nu, eu mă refer o autosugestie focusată pe practica spirituală, adică să dai comandă pentru importanța practicii. Da, 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 ca și în exemplu pe care l-ai dat tu, da, așa, aș putea să integrez și pe asta. Și da, mi-a plăcut foarte mult și mulțumesc pentru asta. Mulțumim. Ce a fost și Mihai pe a fost așa intermitent, ți-am zis, nu s-a simțit prea bine și am mai făcut niște pauze. Ok. Mulțumim. Bine, îl salutăm și pe el. Mulțumim. Ok. Cine urmează? Bună! Sunt Simona. Da, am să dat acum să vorbesc ca să trec de frica de vorbit public mai mult. Vreau să mulțumesc foarte mult, a fost super.